Bună seara și bun găsit la Puterea Cuvântului, sunt Oana Cătănoiu, iar în această ediție l-am alături de mine pe Alexandru Dicu, candidat la primăria Malu Mare din partea ALDE. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație! Cu mult drag, sunteți foarte tânăr și de aceea am și zis cu drag, pentru că e nevoie de forțe proaspete să conducă o comună atât de mare și atât de importantă cum e Malu Mare. Pentru că iată, nu mai este pur și simplu o comună, ci o continuare a Craiovei. Practic, majoritatea craiovenilor mai înstăriți sau cu un venit trecut de mediu și-au construit case în Malu Mare. Și este acum considerat ca un cartier al Craiovei. Este perfect adevărat, cu mențiunea că încă nu suntem dezvoltați ca și un cartier al Craiovei, adică ne lipsesc destul de multe lucruri. Exact, o să ajungem și la asta, dar până ajungem la acest aspect nu atât de frumos și care sper că veți rezolva în caz că veți ajunge primar. Sigur. Aș vrea să vă întreb, când ați intrat în politică, de ce ați ales acest partid? Și cum ați ajuns să candidați? Ce v-ar recomanda pentru funcția de primar la primăria Malu Mare? În primul rând, am intrat în politică pentru a câștiga această cursă electorală. Am intrat cu ambiție, am intrat cu entuziasm, formez o echipă tânără, o echipă competentă și o echipă energică. Ne dorim, în primul rând, să schimbăm această administrație, administrația care, din punctul meu de vedere, a pierdut pasul cu dezvoltarea, având în vedere și, bineînțeles, dezvoltarea rapidă a comunității noastre. Și cerințele celor care au venit să locuiască, că așa cum spuneam, nu este o comună. Practic, cei care stau acolo în Malu Mare, în spatele supermarketului, se consideră ca fiind craioveni și că fac parte din Craiova, că este un cartier rezidențial al Craiovei. Putem spune și acest lucru. Din păcate, să știți că mulți dintre cetățenii care stau în zona respectivă nu și-au făcut buletinele pe adresele respective, adică au în continuare buletine pe adrese din Craiova, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un minus pentru toată lumea. Ar trebui să se implice activ. Adică ar pentru trebui... ei, da, că bănuiesc că îi ustură și la buzunar în ceea ce privește impozitele. Automat, impozitele sunt puțin mai ieftine ca în Craiova și administrația poate să faciliteze firmele care sunt în zona respectivă sau hipermarketurile respective cu scăderea taxelor și impozitelor. Spuneați că vă deranjează actuala administrație. Ce nu a făcut și ce ar putea face? Ce ați face dumneavoastră? Spre exemplu, dacă de mâine ați ocupa acest scaun de primar. Păi, în primul rând, vreau să vă spun câteva cuvinte despre actuala administrație. Se mișcă foarte greu. Zona se dezvoltă cu o viteză foarte mare. Din păcate, actuala administrație nu mai ține pasul cu viteza cu care se dezvoltă comunitatea noastră și cu cerințele cetățenilor. Trebuie să înlăturăm aceste epave comuniste până la urmă, pentru că oamenii care conduc actuala primărie, oamenii care conduc primăria, actuala echipă, este o echipă îmbătrânită. O echipă care nu mai poate să mai lucreze cu energia cu care trebuie să lucreze într-o comună ca Malu Mare. Îmbătrânită moral sau și fizic, adică să ne înțelegem. Din că toate punctele de vedere, sunt oameni care se apropie de o vârstă onorabilă, de 70 de ani. Și considerați și că tinerii ar veni cu forțe sigur proaspete. Da. O să venim cu forțe proaspete, nu consider că o să venim cu forțe proaspete. Sunt convins că o să câștigăm această luptă și sunt convins că o să îndreptăm direcția greșită în care ne îndreptăm. Care este legătura dumneavoastră cu Malu Mare? Bine, foarte mulți dintre telespectatori știu, își dau seama după nume că sunteți fiul fostului primar al localității. Exact. Păi, legătura mea cu Malu Mare este o legătură din moși strămoși. Suntem, cred că, la 6 sau la 7 generație în localitate. Pot să vă spun puține despre strămoșii mei. Străbunicul meu, de fapt, Pavel Dicu, care a luptat și în primul și în al doilea război mondial și care s-a întors acasă, este unul din oamenii, unul din puținii oameni care s-au întors din Rusia și din război. A locuit în Malu Mare. Bunicul meu, de asemenea, a locuit în Malu Mare. A fost
un om care a avut o gospodărie destul de mare. Pe vremea aceea, pe vremea comunismului, să ai 5-600 de oi, vite, cai și așa mai departe, însemna că ești un om destul de înstărit. Un om... Moșier, practic, așa erai considerat. Exact, un om gospodar. Revin mai către zilele noastre la tatăl meu, care a ocupat funcția de primar al acestei localități timp de 12 ani de zile, adică 3 mandate. Înseamnă că a fost un primar iubit din moment ce a fost ales timp de 3 mandate. A fost un primar iubit și am vrut să fac așa o paralelă ca să scot în evidență faptul că noi ne tragem din moși strămoși într-o familie bună, o familie care întotdeauna a fost lângă comunitate și o familie care a făcut foarte multe lucruri pentru comunitate. Și întorcându-ne la întrebarea mea, ce lipsește acum din Marul Mare? Care sunt lucrurile care vă deranjează cel mai mult? Și ce ați face dacă ați ajunge în scaunul de primar? În primul rând aș întineri administrația. Și ce ați face cu angajații de acolo? Angajații de acolo o să rămână pe posturile pe care sunt. Important să nu se simt amenințați, pentru că până la urmă amenințați, mai ales cei care performează. Și o să venim cu oameni noi, cu oameni competenți care să vină cu un plus de energie, pentru că din punctul meu de vedere un plus de energie și un plus de viziune lipsește actualei conducere a administrației locale. Peste tot în județ e o lipsă, dar așa cum spuneam, este acest cartier foarte mare în care dumneavoastră chiar înainte de emisiune mi-ați dezvăluit un aspect pe care nu știam, că au început să se construiască până și blocuri în Malul Mare. Iată, este un mini-oraș într-o comună, practic, aș spune eu. Cu toate acestea, nu sunt gaze, nu sunt drumuri asfaltate, am auzit și o explicație de genul că sunt construite casele pe terenuri private și atunci administrația nu poate face nimic. Să-mi spuneți, să mă corectați dacă greșesc, sau să-mi spuneți dacă este adevărat sau nu. Practic nu au condițiile necesare, nu numai că necesare, condițiile unui cartier rezidențial. Este corect ceea ce a spus dumneavoastră. În 2005, în zona respectivă, terenul era extravilan. Adică era un teren pe care nu se putea construi. Tatăl meu, primarul de atunci, a băgat toată zona respectivă, foarte multe hectare, sute de hectare, în intravilan. Lucru excelent, pentru că, într-adevăr, Craiova era deja sufocată. Exact. Și în primul rând a mărit prețul și de 200-300 de ori, prețul terenului. Ceea ce a însemnat că foarte mulți oameni din comună, foarte mulți oameni care au avut teren în zona respectivă, au devenit, într-un cuvânt, peste noapte bogați. Zona s-a dezvoltat foarte rapid, nu s-a așteptat nimeni la o viteză așa mare a construcțiilor. Culmea că această zonă se numește căpșunărie și aș spune eu că și căpșunile cresc destul de repede și destul de ușor, fix așa a fost, adică au apărut casele ca niște căpșuni. Exact, s-a dezvoltat foarte rapid zona și, cum spuneați mai devreme dumneavoastră, este o problemă delicată. S-au vândut parcele mari de teren, iar străzile respective nu făceau parte din acele parcele. Corect. Parcele private. Sunt străzi private. Dumneavoastră, dacă veți ajunge primar, ce soluție găsiți? Pentru că nu se poate, că probabil nici oamenii care și-au făcut casa acolo nu-și permit să facă singur, să asfalteze singur și ar fi greu și de întreținut. Da, în primul rând o să fac niște grupuri de inițiativă zonale, adică pe fiecare stradă care întâmpină această problemă, pentru că sunt destul de multe străzi care nu sunt cedate în domeniul public al comunei, o să fac întâlniri cu oamenii de pe strada respectivă, de pe străzile respective și o să ne punem la masă să discutăm despre cum putem sau ce beneficii au dacă cedează fiecare porțiunea respectivă pentru a intra strada în patrimoniul primăriei. Acum nu se discută, adică... Comunicarea lipsește cu desăvârșire. Deci este unul din punctele slabe, unul dar din oamenii mari. Vin la primărie să-și expună problemele și ce se întâmplă? Sunt refuzați sau... Corect. Oamenii vin la primărie și fiind totuși, v-am zis înainte, o administrație îmbătrânită, sunt depășiți de problemele, de multitudinea de probleme care se află și de problemele care apar pe zi ce trec în comuna noastră și nu le pot găsi rezolvare. Deci pur și simplu sunt depășiți. Spuneați că e nevoie de forțe proaspete. Asta cred și eu, pentru că facem parte din altă generație. Pe de altă parte, poate că sunt mulți sceptici care ar spune că sunteți prea tânăr
și nu aveți experiența necesară să administrați o comună. De aceea, eu am un client în față pe care mi l-ați adus și vreau să spun că foarte mulți din invitații mei au venit într-adevăr cu funcții ocupate și așa mai departe, dar nu cu proiecte palpabile, proiecte de care, iată, v-ați ocupat până la vârsta aceasta. Proiectele realizate, între care sunt așa, Seara Campionilor, imediat le dezvoltăm pe fiecare în parte, Centru de Fotbal pentru Copii și Juniori, Copii Sănătoși, Comunitate Sănătoasă, alt proiect care, iată, a implicat și Malul Mare, ziua de 1 iunie, Asociația de Dezvoltare Comunitară ALMA, imediat o să-mi spuneți despre ce este vorba, Ser de Film, ziua ei și așa mai departe. Da, în clientul respectiv am pus o mică parte din proiectele pe care le-am realizat. Eu împreună cu echipa mea. Cele care vi s-au părut probabil mai de impact, nu neapărat mai importante. Sunt proiectele mai de impact și sunt proiectele pe care actuala administrație le-a distrus. Tocmai din această cauză... Deci toate aceste proiecte, să înțeleg că s-au desfășurat, nici nu mai există și toate s-au desfășurat la Malul Mare? Toate s-au desfășurat numai la Malul Mare și niciunul din aceste proiecte nu mai există în momentul de față. Iată, cred că mulți din Craiova care se plâng că n-au evenimente și n-au ce să facă și-ar fi dorit să meargă în continuare la aceste seri de film, spre exemplu. Excelentă idee! Da, păi dacă vreți să discutăm despre seara de film... Chiar aș vrea să discutăm despre fiecare în parte. De ce? Pentru că, așa cum spuneam, este important ca cei care merg la vot să vă cunoască. Cei care merg la vot mă cunosc și prin intermediul emisiunii dumneavoastră. Noi suntem în stradă de când a început campania electorală. Discutăm cu cetățenii, am discutat cu cetățenii și înainte de campania electorală și înainte de a ne implica în politică. Pentru că am fost mereu implicați, am încercat mereu să găsim soluții, am încercat mereu să venim cu idei către prieteni, către vecini, către cetățeni, am încercat mereu să le ușurăm viața și să le găsim rezolvare sau să găsim rezolvare problemelor. A fost o campanie totuși atipică, având în vedere contextul epidemiologic. A fost o campanie atipică, în campanie am respectat toate regulile. V-a dezavantajat toată povestea aceasta cu coronavirusul? Adică ați reușit totuși cu masca pe față să vă apropiați de oameni și să comunicați? Da, vreau să vă spun că am respectat toate regulile impuse unei campanii electorale. Din punctul meu de vedere nu a fost nicio problemă. Este trist că s-a întâmplat și că a venit această pandemie sau acest virus și la noi. Dar cu ajutorul bunului Dumnezeu vom putea trece cu bine peste această Revenind la proiectele perioadă. Acestea, haideți să le detaliem atât cât doriți. Ok. Spre exemplu, Seara Campionilor, că eu am spus niște denumiri, nu știu ce se înțelege, ce s-a înțeles, despre ce a fost vorba. Bun, Seara Campionilor a fost gândită exclusiv de mine și de către echipa noastră, în ideea de a veni în sprijinul copiilor care practică o ramură sportivă. Copiilor din Comuna Malul Mare. Aveam, pe vremea aceea, foarte mulți sportivi. Și ca să ne facem o idee, la ultima ediție, în 2015, am premiat copii care făceau parte din secțiile de fotbal. Și o să vedeți că ulterior o să vorbim și despre secțiile de fotbal care, din păcate, s-au desființat și ele. Am premiat copii care făceau parte din secțiile de fotbal, am premiat copii care făceau parte din ansamblul folcloric, care la rândul s-a desființat. Am premiat copii care practicau șah, pentru că este tot un sport și am venit în sprijinul copiilor, tenis de masă și handbal. Deci de aveam 5 sporturi. Copiii nu sunt motivați nici în orașele mari să facă sport sau, iată, o activitate cum este șahul. Da. Și cred că, așa cum spuneam, ați atrage foarte mulți locuitori din Craiova în Malul Mare. Ceea ce de obicei nu se întâmplă, de obicei vin dintr-o comună la oraș. Pentru că, iată, din punct de vedere al educației, al sportului, oferiți ceva copiilor. O să fac și o paranteză și vreau să vă vorbesc câteva minute, câteva momente și despre comunitatea noastră, despre comuna noastră. Este o comună total atipică. În ce sens? Din 2012 și până în prezent, populația s-a dublat. Deci este singura comună care din 2012 până în 2020, a cărei populație s-a dublat. Ceea ce este un plus și, bineînțeles, ne
responsabilizează acest lucru. În altă ordine de idei, este singura comună din județul Dolj a cărei populație se întinerește, ceea ce este un aspect deosebit de important și o să fie... Având în vedere că alte comune ale județului nostru sunt depopulate... Depopulate și îmbătrânite. Exact, și îmbătrânite. Sunt clase în care există doar un singur elev. Corect, la noi nu este cazul, noi avem câte mai două sau trei clase. Mai aveți nevoie chiar de terenuri pentru cei care vor să vină să locuiască în Malul Mare. Iată un alt proiect al dumneavoastră, Centrul de Fotbal pentru Copii și Junior. Unde l-ați avut? Că în Craiova, spre exemplu, dacă vii cu un proiect de genul, ți se spune că n-ai spațiu, nu sunt fonduri și așa mai departe. Cum ați reușit să puneți bazele unui proiect atât de important? Este sportul, este o pasiune de-a mea și fiind fost sportiv, am jucat fotbal, fiind actualmente antrenor și terminând facultatea de sport și ulterior masterul, pot să spun că este o slăbiciune de-a mea. Fotbalul și în general sportul. Și reușisem să creez un centru de copii și juniori, aveam 3 grupe de copii înscrise în competiție la Asociația Județeană de Fotbal, 3 grupe de copii cărora le ofeream din clubul de fotbal echipamente, le ofeream condiții pentru a practica sportul, le ofeream transport, le asiguram transport pentru a putea participa și la meciuri în deplasare și participam, bineînțeles, cu ei la nenumărate concursuri. Spuneați că nu mai există niciunul dintre aceste proiecte ale dumneavoastră? Nu, din păcate... Nici măcar centrul de fotbal pentru nici copii? Nici măcar centrul de fotbal, din păcate... Și ce s-a întâmplat cu ele? Din păcate, actuala administrație nu a înțeles. Mi se pare incredibil să reușești să construiești ceva și să vină cineva să distrugă pur și simplu. Este incredibil, dar este o gândire, exact cum vă spuneam mai devreme, o gândire veche, o gândire învechită, o gândire îmbătrânită. Totuși nu au fost anumite argumente, adică dacă cineva începe un proiect care este bun, nu este păcat să nu-l păstrezi? Singurele argumente au fost că primarul dinainte, respectiv familia dumnealui, din care și eu fac parte cu mândrie, au făcut atât de multe lucruri pentru comuna respectivă, pentru comunitatea în care noi stăm, încât primarul actual dorește să ne denigreze pe orice fel de, prin orice fel de mijloc. Și a distrus efectiv ceea ce am creat. Și toți copiii care erau la clubul de fotbal, la seara campionilor și așa mai departe, acum ce activități au în Malul Mare? Eu vă spun că trebuie să vorbim puțin și despre latura de cauză-efect. Pentru că din cauza că s-au desființat respectivele grupe de copii, efectul este dezastros pe termen lung. Nimeni nu prevede și nimeni nu dorește să se uite și să privească, de fapt, către viitor. Copiii respectivi, în momentul în care plecau de la școală, creasem un circuit, pur și simplu, pentru ei. Ajungeau la terenul de fotbal, făceau antrenament 2 ore, stăteau în vestiar și făceau un duș după antrenament, socializau cu colegii, cu antrenorii și așa mai departe, după care, după școală și după antrenament, plecau acasă destul de obosiți. Ajungând acasă, automat trebuia să mănânce, că le era foame, stăteau în jurul mesei împreună cu familia, din nou socializau împreună cu familia, petreceau timp, care este adică deosebit de important. Vreți să scoateți în evidență faptul că nu doar fizic îi ajuta, și psihic. Și psihic, emoțional, corect, pentru că sportul social și așa mai departe. Iar acum acești copii din Malul Mare sunt nevoiți să meargă în Craiova ca să facă mișcare. Foarte puțin din ei merg în Craiova să facă mișcare. Cei pentru mai mulți dintre ei probabil n-au stau timpul, pur și simplu pe stradă. N-au timp să-i ducă, poate că nu sau au și posibilități transport, mijloace de transport, exact, posibilități materiale și așa mai departe. Iată încă un proiect al dumneavoastră. Deja nici nu mai pot să spun că sper că măcar acesta vreau a rămas. Vreau să revenim câteva momente pentru că vreau să vă mai spun, să mai facem o remarcă vis-a-vis de centrul de copii. Terenul de fotbal, fostul teren de fotbal din comună a fost distrus de actualul primar. Distrus în ce sens? Efectiv imediat distrus. O să vă detaliez. Nu știu din ce motiv sau pentru ce motiv sau ce fel de viziune a putut să aibă acest om. Pentru că a făcut foarte mult rău comunității.
a distrus terenul de fotbal care avea o lungime de 100 de metri pe 50 de metri, adică era un teren de fotbal unde se puteau desfășura competiții și la Liga 4-a și la Liga 3-a și competiții în care competiții organizate de către Asociația Județeană de Fotbal, unde beneficiam de arbitraj și eram în, era, se crease o emulație la nivelul copiilor, făcând, deci a distrus respectivul teren făcând un mini teren de fotbal în mijlocul terenului mare. Deci, practic, a rămas foarte mult teren. Este incredibil, da. Aproape că-ți vine să râzi când auzi așa ceva. Și din păcate, ce s-a întâmplat? Din păcate, pe noi ne doare și mai ales pe mine. Și care cum au utilizat spațiul de lângă mini-teren? Nu este sau utilizat. Care a fost pur și simplu ideea? Sunt bălării. Pur și simplu, de jur împrejurul terenului sunt bălării. Și totuși, nu i s-a cerut o explicație? Foarte multe voci din comunitate spun că au fost interese imobiliare acolo. Eu nu am astfel de informații. Adică se dorea ca pe lângă teren, da, să un teren valoros și o să... Ba, mulți spun că o să fie construite case. Da, pentru din punctul câteva meu de vedere, case o să mă opun. Este... Că practic da. E vorba de câteva case. Din punctul meu de vedere o să mă opun vehement acestui lucru și sper să nu se întâmple și îmi place să cred că nu se va întâmpla acest lucru. Dar, din păcate, realitatea este cruntă și terenul de fotbal a fost distrus, nemai putându-se desfășura competiții. În caz că veți ajunge la primărie sau când veți ajunge, ca să vă dau un pic de optimism, pe 27. Este o promisiune că veți reface acest teren de fotbal? Categoric. Categoric voi reface terenul M-aș de fotbal. M-aș bucura foarte mult să fie așa. Și categoric voi reface mișcarea și grupele de copii. Mișcarea este foarte importantă, iar sportul este important. Plus că puteți atrage și investitori având atât de multe automat lucruri frumoase acolo în comună. Iată, așa cum spuneam, ați avut încă un proiect legat de copii. Se pare că și copiii vă plac, nu doar sportul. Și, în general, tot ce ține de întinerire și de populare a comunei. Sunt foarte bine văzut din punct de vedere al tinerilor. Am creat o emulație fantastică în rândul tinerilor. Fiind o comună destul de tânără, am strâns o echipă foarte mare, o echipă numeroasă, cu care ne luptăm cu șanse reale pentru a câștiga și, după data de 27, vom pune în practică tot ceea ce am promis. Și tot ceea ce, iată, a fost distrus. În că puteți continua aceste proiecte, copii sănătoși, comunitate sănătoasă. Ce fel, ce ați făcut prin acest proiect? Este un proiect creat tot de noi, tot de echipa, de echipa mea, un proiect gândit de noi. Este un proiect în care am venit în sprijinul cetățenilor prin măsurarea stării de sănătate. Am amplasat corturi împreună cu doamnele asistente din comuna noastră, care au participat ca și voluntari, la fel ca și noi, în acest proiect, am măsurat starea de sănătate a oamenilor. Ați reușit, practic, să creați, fac o paranteză, că e foarte important, să creați și un centru de voluntariat în Malul Mare. Da, există un centru de voluntariat în Malul Mare, din păcate, vă spun cu durere în suflet. Am încercat să continuăm aceste proiecte, am încercat să venim cu alte proiecte, adică dar am eu fost nu văd o legătură, refuzați. Nu văd o legătură între faptul că tatăl dumneavoastră nu a mai fost primar și faptul că a venit altcineva la primărie și oprirea acestor proiecte minunate. Lumea înțelege despre ce e vorba. Sunt convins că pe 27 lumea va pedepsi acest mod de a administra până la urmă comuna și sunt convins că oamenii sunt nostalgici după perioada în care au beneficiat de foarte multe proiecte. În care se întâmplau multe lucruri la ei în care, comună. Bineînțeles, după perioada în care administrația era aplicată și către problemele oamenilor, nu numai către interese personale. De obicei, într-o comună în afară de ziua comunei, nu prea se întâmplă multe lucruri. Este adevărat. Nu este și cazul nostru. Eventual un târg... un bârci, pardon, nu un târg, și un târg, într-adevăr, nu știu, de produse. Ziua de 1 iunie iar ați sărbătorit-o, după cum spuneam, este clar că iubiți copiii și tineretul. Sunt fost profesor, deci putem spune că am o afinitate pentru copii. Ați lucrat foarte mult cu copiii. Da, da, am lucrat cu copii, am lucrat practic numai în echipă. Deci iar este un acesta punct e un fort. Aspect important, pentru că de obicei cei care sunt într-o comună și au copii merg cu ei la școală spre orașele mari.
merg să educe, merg la activități extracurriculare tot în orașele mari. Dumneavoastră, din ce văd în aceste proiecte, ați încercat să-i țineți acolo în comună, să aibă necesarul acolo, fără a mai fi nevoie să mai facă 5 km, 10 km, etc., până unde... Corect, și am susținut și copiii care nu au avut posibilități materiale pentru a se înscrie la școală. I-am susținut din toate punctele de vedere și vă spun cu bucurie că mulți copii care acum au vârste cuprinse între 18 și 25 de ani sunt recunoscători și unii dintre ei chiar în campanie când ne-am întâlnit mi-au spus că sunt omul căruia îi datorează o parte din educația pe care a primit-o. Adică am încercat... Adică ați fost până la urmă un model sau ați încercat să fiți un model exact. Pentru tinerii da. Și copiii din zona în care da. Locuiți. Ați făcut și o asociație de dezvoltare comunitară, ALMA, Atingem Lumea Muncind Altruist. Exact. Este un ONG creat de noi, un ONG care să se implice în atragerea fondurilor europene în special și fondurilor guvernamentale pentru susținerea proiectelor ulterioare, pentru susținerea ideilor pe care le avem și pe care dorim să le punem în practică. Pentru că majoritatea proiectelor pe care le-am făcut au fost din cheltuială proprie cele mai multe dintre ele sau din, mă rog, donații ale oamenilor sau donații adică ale echipei mele. Adică nu ați folosit fondurile primăriei. Niciodată. E foarte bine că ați precizat niciodată acest lucru. Niciodată nu s-au folosit fondurile pentru primăriei. Pentru că telespectatorii s-ar putea gândi că actualul primar a oprit aceste proiecte considerând nu. Că e prea costisitor nu. Pentru Nu, deci aceste primărie. Proiecte, aceste proiecte au fost făcute exclusiv de noi, de la gândire, de la punerea în practică, de la finanțare, de la organizare și așa mai departe și nu au adus niciun fel de impact bugetului local, ceea ce este un aspect foarte important. Nu știu câte comune se pot mândri cu o organizație de tineret care să aducă atât de multe proiecte și care să facă atât de multe lucruri. La noi, Dolj, cred că niciuna, aștept să mă contrazică telespectatorii, eventual printr-un comentariu pe rețelele de socializare, dar cred că nicio comună nu are... Din ce ceva știu, de genul, din câte știu și eu, sau n-au ieșit în evidență cu ele, chiar vă rugăm, dacă aveți proiecte frumoase, importante, contactați-ne și le vom face publice. Dar așa cum spuneam, de regulă nu prea se întâmplă nimic în satele și comunele din Dolj, să ne referim strict la județul nostru, în afară de maximum Bâlci, zilele comunei. Este păcat că aceste proiecte nu și-au mai găsit continuitate în actuala administrație. Asta este un lucru pe care nu pot să-l înțeleg. Este un lucru urât al politicii până la urmă și exact, unii oameni chiar nu înțeleg... Un punct pe care dumneavoastră ați atins și o să continuăm cu proiectele da. Dumneavoastră, nu uit de ele, pentru că urmează unul care mie mi-a plăcut cel și cel mai mult dintre toate și pe care dacă îl veți continua, sper să mă primiți și pe mine acolo când veți organiza imediat despre ce este vorba, dar pentru că ați precizat de mizeriile politice. Cum puteți să-i faceți pe oameni să aibă încredere atât și în acest partid, că până la urmă veniți din partea unui partid, din partea ALDE, dar și în dumneavoastră? Din punctul meu de vedere, faptele vorbesc de la sine. Adică veniți cu tot ce ați creat în această comunitate. Și nu numai, nu numai. Prin discuțiile pe care le am cu oamenii în comunitate, vă spun sincer că sunt foarte deschiși și sunt foarte entuziasmați că în sfârșit au un reprezentant al noii generații care să vină cu energia necesară, cu proiecte, cu ceva în spate, pentru că până la urmă De aceea am vrut și eu să vorbim despre fiecare în parte, așa cum spuneați, o mică parte din ce ați făcut, dar parte, lucruri da. Foarte frumoase și interesante și acum revin la proiectul dumneavoastră, care este proiectul meu de suflet, asta îmi imaginam și îmi doream că se va face în Craiova, dar iată că s-a făcut la Malul Mare, eu nici nu am știut, probabil că nici locuri suficiente n-aveți să ne primiți și pe noi craiovenii acolo. Vă facem loc sigur, deci nu e nicio fel de problemă. Pentru mine sper să promiteți, mulțumesc. Este vorba de seri de film, proiecții de film în aer liber.
Eu doar o dată am avut ocazia undeva la Sighișoara Medievală, când era festivalul, să asist la un film proiectat noaptea în aer liber și, bineînțeles, când era cinematograful din Craiova, care s-a închis de când eram eu copil și nu sperăm să se redeschidă. Este un proiect care mi-este foarte drag. A plecat de la o discuție între prieteni, între tineri. Și cred că toți am avut acest vis, da. Spre exemplu, și de a urmări un film din mașină, că vedeam în filmele americane că erau acele cinematografe. Cum, este un proiect care a implicat și foarte mulți bani, presupun, că e vorba de un proiector generos, de un ecran generos, de spațiu. Exact asta voiam să vă spun. Împreună cu echipa, împreună cu tinerii, am făcut rost de toate cele necesare. Aveam personal un proiector și un ecran din acela care avea special pentru proiecții în aer liber, 3 metri pe 2 metri, deci era destul de mare. Un alt prieten de-al meu a venit cu sistemul de sonorizare și un altul cu laptopul și cu filmele. Singurul lucru pe care l-am luat, ca să spun așa, din primărie a fost curentul electric. Dar, din punctul meu de vedere, făcând o paralelă între ceea ce am consumat din primărie ca și curent electric, ceea ce este insesizabil pentru cel mai mare buget. Da. Cel mai mare, pentru că Malul Mare are cel mai mare buget, da, și trebuie să ca spune și comună din județul Dolj. De mult. Și o să revenim și la acest aspect, pentru că vreau să punctăm și câteva idei pe partea de buget. Singurul lucru pe care l-am consumat a fost curentul electric. În rest, energie, materiale și așa mai departe au fost exclusiv ale noastre, ale tinerilor. Și vă spun că veneau... Și unde a fost, unde ați pus ecranul? A fost montat timp de 3 ani de zile, în fiecare vară, primăvară și vară, când ne permite vremea, derulam filmele joia, în general, joia seara, când era vremea frumoasă, când ne permitea vremea. Și era practic un cinematograf în aer liber. Adică se plăteau bilete? Nu. Nu. Tocmai asta vreau să vă spun și este o chestie inedită, dacă pot să spun, pentru că în județ, în momentul de față, în multe comune se desfășoară acest eveniment. La, vă dați seama, am început în 2012, deja sunt 8 ani de zile de când l-am început noi. Totul era gratis. Gratis pentru oricine dorea să vină să vizioneze un film în aer liber. Deci totul era gratis și era amplasat ecranul în amfiteatrul din fața primăriei. Cine se ocupa după aceea de salubrizarea zonei? Tot noi. Deci tot noi. Este, noi care veneam, da, noi care veneam, sunt fantastice, mă bucur că iată, există o generație în care putem spera. Ați creat o comunitate este... frumoasă, Malul Mare. Da. Mie pare tare rău, fără a avea vreo afinitate politică, că s-a întâmplat așa, că niște proiecte au intrat într-o goană după, nu știu, după poziții sociale. Din păcate, în momentul în care omul care conduce o comunitate nu este capabil să își îndrepte atenția și către viitor, nici nu mai vorbim de prezent, se pot întâmpla astfel de lucruri și sunt regretabile. Iar un proiect peste care nu vreau să trecem este Ziua ei, pentru că mi-ați povestit înainte de a intra la emisiune câte ceva. Noi, femeile, în general, suntem încântate când auzim că vine vorba de vestimentație și iată, ea a devenit un accesoriu preferat de marile case de modă. Este adevărat. Personal, mie îmi place foarte mult tradiția românească și... Trebuie conservată, iar noi, oltenii, trebuie să recunoaștem că stăm foarte prost la acest capitol. Spre deosebire de Maramureș, unde oamenii când merg la biserică sau de sărbători încă au portul popular păstrat din generație în generație, iată că la noi, dacă mergi, foarte puține familii au mai păstrat data de zestrea bunicii. Eu, spre exemplu, n-am nicio ie tradițională, din păcate. Să știți că nu aș fi atât de categoric. Cred că totuși este problema de abordare a situației. Pentru că în respectivul eveniment, Ziua ei, am colectat de la familiile care dețin astfel de articole vestimentare, am colectat ei și le-am expus. Practic am făcut un fel de expoziție.
Și vreau să vă spun că nu ne-a ajuns spațiu pentru a expune toate ile. Este Unde ați făcut această expoziție? În aer liber sau ați avut un spațiu destinat? Da, a fost făcută în primăria veche. Având o primărie veche, o clădire nefuncțională în momentul de față, un alt minus al actualei administrații. Este adică este lăsată în paragină? Corect. Și simplu? Da, este lăsată în paragină. Este o clădire care ar putea să-și găsească funcționalitate în vari direcții. Spre exemplu, pentru evenimente culturale, că ducem lipsă, repet, nu doar în mediul rural, cât și în general, în județ, în oraș și așa mai departe. În această parte a țării. În multe direcții, numai că, v-am zis, fără viziune, din păcate, nu ne îndreptăm într-o direcție total greșită. Acum că am vorbit despre toate realizările dumneavoastră, sper să ne rămână timp suficient, dar am vrut să le punctez. Era păcat să treacă nepovestite, pentru că sunt până la urmă niște realizări ale unui tânăr nesusținut politic la vremea aceea și de subliniat iar că sunteți foarte tânăr și ați reușit să faceți aceste lucruri pe care, iată, în cazul meu, cineva le-a considerat nefolositoare. Dacă îmi permiteți, în cazul meu, tinerețea este un plus și un atu. Pentru că foarte multă lume... Pentru că aveți energie și elan? Energie, elan, idei și am realizat anumite lucruri, am realizat ceva. Deci vin cu ceva solid în spate. Am o echipă din care fac parte oameni care știu despre ce este vorba, am o echipă din care fac parte... Echipă pe care o veți aduce, presupun, și în administrație. Echipă care o voi aduce și în administrație. Dacă vreți, puteți să vorbiți și despre echipă, dar eu vreau să vă întreb neapărat care sunt planurile dumneavoastră pentru acești 4 ani, dacă veți lua funcția de primar al Comunei Malu Mare. Păi, în primul rând, vreau să vă spun că mă ghidez după un principiu solid, și anume, ultimul discurs al regelui Mihai în Parlamentul României, sau în ultimul discurs, regele a spus în felul următor: trebuie să privim țara, în speță comuna pe care o voi conduce după data de 27, ca pe o moștenire lăsată de părinții noștri și ca pe o comună luată cu împrumut de la copiii noștri. Din punctul meu de vedere, acesta va fi principiul după care mă voi ghida în administrația locală. Trebuie să lăsăm copiilor noștri o comună așa cum ne-o dorim noi. Nu trebuie să primeze interesele personale, trebuie să primeze interesele comunității. De aici o să începem să construim proiectele pe care le avem, proiectele pe care le propunem și să rezolvăm problemele, pentru că este foarte important, problemele existente, să rezolvăm problemele existente. Problemele care sunt acum, bine, în afară de aceste proiecte minunate care, iată, au fost stopate, unde ați rămas în urmă cu comuna? Păi, proiectele sunt de două feluri. Sunt proiecte particulare, având practic trei sate. Așa cum spuneam, sate. Există, da, sunt și satele, dar există acest cartier pe care zic că îl delimităm cumva de viața rurală, pentru că ei se consideră, și așa cum spuneați, chiar sunt craioveni, că încă au buletine de Craiova. Majoritatea, da. În cartierul respectiv este o totală lipsă de viziune și lipsă de interes, și o să vă spun imediat și de ce. Fiind foarte puțini cetățeni cu drept de vot din zona respectivă, automat actuala administrație, actualul primar, nu are interes față de zona respectivă. Sunt drumurile care reprezintă, din punctul meu de vedere, o problemă foarte mare. Nu sunt peste cedate. Peste tot în județ și da. Corect, nu sunt cedate și nu se pot face investiții. În schimb, în drumurile dar care asta sunt... asta cred că nu mai ține de dumneavoastră. Nu știu, ați putea într-un fel să-i obligați sau să-i despăgubiți pe cei care au vândut terenurile cu tot, da, cu acele drumuri? Există o cale legală? Există o cale. În Consiliul Local se pot lua hotărâri de asemenea natură. Dar cred dar că... Dar nu se vrea sau ce se întâmplă? Sau nu se vrea pentru că nu este interes politic. Nu este în zona interes, respectivă. Am înțeles. Sunt oameni care nu au buletine pe adresele la care locuiesc, nu au adresa din buletin. Și atunci nu vor vota și nu se fac automat investiții. Automat nu există interes politic și automat actualul primar și-a îndreptat atenția către bazinul electoral care consideră dumnealui că îl susține.
alte proiecte văd că aveți o mulțime, nici nu știu cu care să începem, că ampliantul în față. Iată, și în plan cultural aveți niște propuneri, lucru care, așa cum spuneam, nu prea se întâmplă în comune. În primul rând, în plan cultural, ca și principal proiect, ar fi reînființarea ansamblului folcloric. Este un ansamblu care a participat la o grămadă de concursuri și naționale, dar un și internaționale. Foarte cunoscut. Și un ansamblu foarte cunoscut, ansamblul Bujorelu din Malu Mare, care, din păcate, după data de 7 iunie 2016, după ce a câștigat actualul primar, a fost desființat. Așa, fără nicio explicație? Dânsul spune că nu îl interesează viața culturală și viața sportivă a comunei și că își îndreaptă atenția către alte proiecte, dar da, toată lumea mi se știe pare că esențiale personală. Atât pentru comuna în care dumneavoastră locuiți, cât și pentru noi ca județ. Adică, așa cum spuneam, acum foarte, foarte mulți craioveni s-au mutat în Malu Mare și sper ca toți să privească această emisiune și să vadă ce doriți să faceți acolo și proiectele pe care vreți să le readuceți. Cum ar fi această seară de film la care eu abia aștept să merg, mi se pare incredibil că nu se întâmplă la noi în oraș și că s-a întâmplat, iată, într-o comună, lângă Craiova. Și să ținem cont că s-a făcut în 2012, prima oară. Nu mai am cuvinte pentru ce s-a întâmplat. Haideți să continuăm. Este trist, proiectele. Este dureros. Este dureros. Din această Așa cauză... cum spuneam că n-ar fi trebuit să fie nicio implicație politică și n-ar fi trebuit să conteze că dumneavoastră ați fost fiul fostului primar și așa mai departe. Din cauza acestor aspecte sunt și atât de vehement și m-am implicat în politică. Pentru că, am zis și mai devreme, ne îndreptăm într-o direcție total greșită. Și astfel de oameni, din punctul meu de vedere, trebuie să dispară definitiv din viața politică. Definitiv. Sper ca oamenii să meargă la vot în număr cât mai mare și sper să aleagă ce simt și ce este bine. Dar haideți să vorbim puțin și despre înființarea, iată ce aveți aici, unui centru de formare și consiliere profesională. Acesta se va adresa locuitorilor comunei sau și craiovenilor? Se va adresa locuitorilor comunei. Respectivul centru se va ocupa de, exact cum îi spune numele, formarea profesională a oamenilor care își găsesc cu greutate un loc de muncă. Văd că vreți să creați și locuri de muncă. Nu este greu pentru locuitorii din Malu Mare să vină să lucreze în Craiova, pentru că distanța este foarte, foarte mică, poți merge și pe jos. Adică la un moment dat chiar se confundă, nu se știe unde este granița între Craiova și Malu Mare, cel puțin la acel cartier la care ne-am tot referit în timpul emisiunii. Totuși, dumneavoastră vă doriți să creați locuri de muncă. Cum veți crea locuri de muncă în comună? Poate suna a clișeu, dar locurile de muncă se creează prin infrastructură. În momentul în care... Dar chiar nu este clișeu, adică fără infrastructură nu atragi nici investitori. Corect. În momentul în care oferi unui investitor toate condițiile necesare pentru a-i prospera afacerea, automat va crea și locuri de muncă. Mai mult decât atât, avem un proiect care, din punctul meu de vedere, este foarte important, o relaxare financiară pentru firmele mari și firmele care o să angajeze masiv. O relaxare financiară, pentru că în Consiliul Local putem facilita respectivele firme sau putem micșora impozitele în așa fel încât, sau cu condiția ca în funcție de cum sau cât de mare este firma, 20, 30, 40% din angajații pe care va avea respectiva firmă să fie angajați din comuna noastră. Asta ar fi extraordinar pentru locuitorii comunei și pentru cei care vin, că, după cum spunea, s-a dublat numărul... Populația din 2012 până în prezent s-a dublat. În foarte scurt timp. Iată, văd că vreți, din nou apar copii în proiectele dumneavoastră, asta mi se pare excelent în proiectele... Suntem îndreptați și avem viziunea îndreptată către viitor și către... Să fie în plan, exact. Da. Ce vă propuneți pentru copii? Pentru copii. Pe lângă reluarea serii campionilor, centrului de fotbal, a proiectului de monitorizare a stării de sănătate. Pentru copii, în primul rând, o să
creăm locuri de joacă. Din păcate, nu au în prezent? Nu. Din păcate, în prezent nu sunt locuri de joacă pe teritoriul comunei. Asta este foarte trist, pentru că înseamnă că se joacă doar la ei în curte și astfel, așa cum spuneați, nu pot socializa, nu se pot dezvolta psihologic și emoțional așa cum ar trebui. Da, deci trebuie create, în primul rând, trebuie create locuri de joacă pentru copii. Ulterior ne îndreptăm atenția și către educație, către școală. Trebuie să dotăm școlile cu o aparatură modernă, cu o aparatură care să răspundă cerințelor din ziua de astăzi, pentru că ați văzut și dumneavoastră și știți la fel de bine ca și mine. Să poată fi făcute laboratoare la orele de chimie. Să poată fi făcute laboratoare de chimie, să existe table electronice, să existe internet Wi-Fi în școală, să se poată conecta copiii gratuit la internet și așa mai departe. Adică nu sunt niște proiecte science fiction, sunt pur și simplu niște proiecte mici și realizabile. Niște proiecte care sunt de bun simț și normale, pe care din punctul meu de vedere trebuia să le avem de mult. Asta trebuie să se întâmple. Văd că vă doriți reînființarea liceului cu profil veterinar din Malul Mare, din satul Mare. Nici nu știam că a existat la un moment dat un liceu. A fost cel mai mare liceu din Dolj de acest profil și din zona Olteniei. Aveam... Și cred că ar fi foarte mulți doritori, pentru că sunt... nu sunt locuri de muncă, dar a fi medic veterinar în viitor presupune deschiderea unui afaceri. Și o să fie o meserie destul de căutată. Așa cred și eu, mai ales în sate și comune. Mai ales, dar și la oraș. Din ce în ce mai multă lume are animal de companie. Ceea ce înseamnă că, la un moment dat, vor avea și nevoie de un medic veterinar. În permanență. Ca să ne facem o idee... De dimensiunea acestui liceu sau nivelul la care a fost acest liceu, vreau să vă spun că a avut un cămin internat unde stăteau elevii din județ și nu numai, pentru că este vorba despre toată regiunea Olteniei, cu 86, dacă nu mă înșel, de camere. Respectivul cămin a fost transformat într-un cămin de bătrâni, pentru că nemai existând liceul și nemai fiind copii rămâneți în paragină, a fost transformat într-un cămin de bătrâni, de fostul primar, de tatăl meu. Dar acum copiii au revenit și sunt în... Nu, din păcate liceul nu mai există. Nu mai există. Nu, din păcate, cred că în 2018 sau 2019, anul trecut, s-a desființat ultima clasă. Din păcate liceul nu mai există. Aveau... Și credeți că ar avea mare căutare acest liceu? Până din punctul la urmă, de vedere, cred că da. Din punctul meu de vedere, veni da. Și din Craiova. Că așa cum spuneam, transport există, adică n-ar fi niciun motiv. Da, din punctul meu de vedere este deosebit de important. Mai ales pentru viitor, pentru că lumea se îndreaptă într-o direcție în care își caută sau caută afecțiune și de multe ori o găsesc în compania unui animal. Ceea ce automat... Da, sunt foarte mulți tineri, într-adevăr, care iubesc animalele, eu făcând parte dintre ei, și care la un moment dat și-au dorit să urmeze o profesie în acest sens, dar iată, nu avem nici facultate veterinară. Exista acest liceu de care eu nici nu știam și la care cred că mulți din Craiova, repet, ar dori să vină. Este o promisiune în caz că veți câștiga alegerile, că veți reînființa acest liceu? Da, tocmai din această cauză am pus-o și pe platforma mea electorală. Observ că aveți foarte multe, și înființarea rețelei de gaze în toată comuna Malul Mare, și asta cred că este, adică trebuia să se întâmple de mult, având în vedere că, practic, așa cum spuneam, acum Malul Mare este ca o continuare a Craiovei, ca un cartier mare al Craiovei. Cu siguranță o să reușim să aducem și gazele în Malul Mare. Eu aș fi vorbit foarte mult cu dumneavoastră în această seară și nu despre ce va fi, că până la urmă toți suntem sături de promisiuni electorale, ci despre ceea ce ați făcut până acum și ceea ce sper că veți readuce în comuna Malul Mare. Și este un câștig și pentru noi craiovenii și pentru întreg județ. Vă doresc foarte mult succes. Mulțumesc frumos. Dacă vreți să le mai adresați ceva telespectatorilor noștri, alegătorilor dumneavoastră, vă rog. Da, vreau să vă spun că trebuie să scăpăm de actuala administrație
contez pe dumneavoastră, contez pe faptul că ați putut face diferența între o administrație și administrația actuală. O să venim cu energia necesară și cu viziunea și cu tinerețea de care avem nevoie pentru dezvoltarea acestei comune și vă aștept în număr cât mai mare la vot pentru a schimba direcția în care se îndreaptă această comună. Vă mulțumesc, Alexandru Dicu a fost alături de noi, e candidat din partea ALDE la Primăria Malu Mare. O zi frumoasă tuturor și mergeți la vot!